În comisie, cuantumul amenzilor a fost modificat, mărindu-se amenda pentru defăimări aduse unui grup social de la maximum de 60.000 de lei la o amendă maximă de 100.000 de lei. Astfel, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 30.000 de lei dacă defăimarea vizează o persoană fizică și cu amendă de la 2.000 la 100.000 de lei dacă defăimarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. Aceste amenzi se vor aplica oricărei defăimări făcute în spațiul public, inclusiv în presă și pe rețelele de socializare. Liberalii consideră că legea este o reglementare a cenzurii pe Facebook și un pumn în dat ziariștilor din România. Amenzile se vor aplica printr-o decizie a unui departament special creat în cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, fără o decizie a unei instanțe. Potrivit propunerii de lege, persoana care se consideră vizată de defăimare socială poate formula în fața instanței de judecată o cerere pentru acordarea de despăgubiri și restabilirea situației anterioare de defăimării sociale sau anularea situației create prin discriminare.